Angajați din sănătate, învățământ, poliție, dar și din domeniul privat au venit în această dimineață în fața prefecturii Dolj pentru a trage un semnal de alarmă privind respectarea legii care prevede creșteri salariale. Muncim la 12 ore, mai ales acum cu pandemia am avut și cazuri de COVID unde ar trebui să fim echipate, să ne ducem să stăm, să schimbăm bolnavii, să le dăm să mănânce, poate și de 3 ori pe zi. La chirurgie infantilă sunt îngrijitoare și iau un salariu de 22 de milioane, nici atâta, impozitul din el și iau foarte puțin. Și în februarie trebuia să ies la pensie și pensia care are loc, e și colegele mele, nu mi-ajunge nici datorile să le plătesc. Această categorie de salariați, despre care guvernul își bate joc, sunt cei care mențin curățenia, ordinea într-un spital. Fără ei nu va funcționa niciodată nimic. Sunt infirmiere, sunt îngrijitoare, sunt brancardieri, oameni al căror salariu anul acesta trebuia să crească cu aproape 200 de lei și pentru ei nu s-au găsit bani. Avem salariați cu salariile cât mai mici, cu venituri cât mai mici. Numărul salariaților cu venituri mici în România crește în loc să scadă. Asta înseamnă că nivelul de trai, că coșul minim nu mai poate fi asigurat. Și polițiștii susțin că, deși au fost în prima linie în lupta cu coronavirusul, acest lucru nu se cunoaște la salariu. Ne cer nouă să respectăm legea tuturor cetățenilor, însă ei nu vor să respecte această lege 153 din 2017 aflată în vigoare în acest moment. Asta este principala noastră nemulțumire, pentru că am luptat împotriva acestui COVID încă de la început toți, în prima linie, și am fost lăsați deoparte fără niciun motiv și fără nicio explicație. La protest au fost prezenți și sindicaliștii din învățământ. Noi, educația, cerem 6% pentru educație. Avem o lege din 2011, niciodată nu a fost respectată. Pentru tot sectorul și pentru toate domeniile de activitate am cerut sporurile la nivelul salariului real, nu la cel din 2018. Protestatarii au înaintat o listă cu revendicările lor prefectului de Dolj. Protestele din Craiova s-au desfășurat cu respectarea regulilor sanitare de distanțare. Așa se va întâmpla în fiecare zi în câte un oraș reședință de județ până pe 24 februarie.